Piteștenii au reușit să se impună cu 108-40, însă trebuie precizat faptul că gorjenii au venit în trivale cu echipa a doua a clubului, care activează în divizia A de basket masculin, al doilea eșalon valoric al țării. Basketbaliștii de la prima echipă și antrenorul Cristu Șapera au refuzat să se prezinte la această partidă, motivând că jucătorii sunt neplătiți de 3 luni, iar perspectivele sunt destul de sumbre, după ce ministrul economiei a interzis complexului energetic Oltenia, sponsorul principal al gorjenilor, să mai financeze echipele din cadrul clubului gorjan, pentru că societatea a înregistrat pierderi destul de mari. În acest context, meciul a fost dominat de la un capăt la altul de argeșeni, ce au aruncat în luptă și jucătorii de la echipa satelit. La echipa din Trivale a evoluat timp de 10 minute și muntenegreanul Boris Bakic, care a reușit să înscrie 6 puncte. Ne-am prezentat cu echipa a doua, pentru că jucătorii au decis că acesta este forma lor de protest la problemele financiare grave care le avem la club în această perioadă. Am vrut să tragem un semnal de alarmă, sper să fie avut și impactul cu scontat, pentru că în momentul de față suntem ca un bolnav la reanimare, conectat la aparate, dacă refuzăm să fim deconectați. Avem nevoie urgentă de o infuzie de sânge, ceea ce înseamnă capital, pentru a ne putea continua activitatea. Sunt datorii mari, atât față de jucători, cât și față de furnizori și terți, și astfel că situația este una alarmantă și tinde pentru a deveni dramatică. O victorie este victorie. Nu contează că e cu echipa mai bine, cu dată mai slabă, cu dată victorie, victorie. Și important este că am început cu dreptul acum în partea a doua a campionatului. Pentru noi este vital să obținem cât mai multe victorii ca să avem șansele noastre la play-off. Etapa viitoare, BC Argeș va juca în deplasare cu Dinamo București.